Eu am văzut-o pe Facebook, am răsfoit-o puțin și mi-a plăcut. După aia am urmat un mic interviu. Aveam niște chestiuni foarte clare de întrebat. L-am bifat. A răspuns foarte bine la tot chestionarul. Cam la 6 luni am cerut-o eu. Trebuia cam la 5 luni, dar nu nimeream. Ba era vremea nepotrivită, ba vreau să o cer într-un cadru mai deosebit. Și zic, unde să o cer? O cer la Târgoviște, la mine acasă, în turnul Chindiei. Normal. Și am făcut inelul de logodnă și am așteptat eu vreo câteva săptămâni cu el în buzunar. L-am comandat special, i-am făcut pe ea, o chema de domnișoară Maria Natură. Și am zis ceva cu natura, am făcut un inel din ăsta foarte ambigu, ceva, am știut, ceva, niște forme naturale, nu nici acum nu-l poartă, că e foarte greu de asortat. Am umblat cu el vreo lună aproape în buzunar, ba nu puteam să o iau la Târgoviște, ba mergeam la Târgoviște și ploua și era vânt, ba cumva. Până când s-a nimerit a fost cât de cât o zi mai frumoasă, am urcat în turn și am cerut-o în turn, fără să scot inelul, că am uitat de inel, că eram așa de emoționat, îți dai seama. După atâția ani mi-a venit rândul să pun această întrebare și a fost cea mai grea întrebare pe care am pus-o vreodată. Și mi-am luat inima în dinți, dar am uitat de orice altceva. Și eu când i-am pus întrebarea, ea a crezut că glumesc, pentru că inelul n-a apărut, știi? După aia a apărut și inelul, că mi-am adus aminte. Și am spus, iubire, te rog să nu glumești cu lucruri de-astea. Și atunci mi-am adus aminte de inel și l-am scos. Cum te-ai dat seama că ea e femeia vieții tale? Am încercat să nu mă las influențat de apariție, ci să întreb ce avem de întrebat acolo. Era problema cu copiii, era problema cu biserica, era problema cu ferma, că noi avem o fermă și eu visez că îmbătrânesc la fermă și că plecăm din oraș și că să stăm acolo. Și astea erau niște chestiuni foarte importante pentru care ea trebuia să spună da. Dacă nu spunea da, sau dacă spunea da doar la o parte din ele, nu la toate, era o problemă. Și a spus da la toate și... Aveam deja o bază, să zic, pornită din familie. Părinții noștri ne-au crescut în biserică sau alături de biserică și țineau foarte mult la rânduiala asta de a merge la biserică, de sărbători, de în fiecare duminică, lucruri care ne-au construit ca oameni. Și mă gândeam la părinții mei, că... Clar, ei ne-au învățat să fim fete cu minți, să, mă rog, să avem niște principii de viață. Și atunci, clar, când veneam să-l prezint pe Vlad, nu se compara cu niciun alt bărbat care nu știa de Dumnezeu, care n-avea niște principii sănătoase. Dar noi n-am planificat nimic, adică n-a fost ceva... Am zis că fie ce-o fi, dacă... rânduiește Dumnezeu în felul ăsta, clar o să-l primim și o să ne bucurăm. Și știam că, pe lângă bucuria pe care mi-o ducea mie, știam că îi aduc lui o mare bucurie, pentru că știam cât de mult își dorește un copil. El era la Târgoviște atunci și eram la București și făcuse mai multe teste și ieșiseră toate pozitive. Și l-așteptam cu nerăbdare acasă, nu i-am zis nimic și tot el... pistonam să vină acasă, hai să vină acasă, că trebuie să discutăm ceva, trebuie să vedem, să discutăm, să nu știu ce. Și el se enervase că de ce îl tot trag atâta spre... Nu puteți să vorbim la telefon. Da. Că de ce să vină, că nu știu ce. Dar eu așteptam cu nerăbdare să-i văd reacția și să mă bucur prin bucuria lui, practic. Am fost foarte impresionat că... Țin minte că mai mulți ani în urmă am visat într-o noapte că o să fiu tată și am avut așa un sentiment pe care nu l-am avut niciodată. Cum? O să am eu copilul meu, nu știu ce. Și după aia au trecut ani și am avut momentul ăsta când chiar am avut în fața ochilor confirmarea că o să vină copilul și am fost așa... Parcă s-a oprit timpul în loc, știi, zic, bă, incredibil. Și pe toate momentele după aceea ce pot să se dezvolte, să mai vedem cât o analiză, cât o, cum se numea, să ecografie. După ce l-am simțit, după aia a fost frumos. Foarte bine să fii și bărbatul acolo. Ar fi bine dacă s-ar crea contextul ăsta mai ușor, să poată și bărbatul să fie. Măcar cine își dorește. Cred și
susțin cu tărie faptul că dacă el nu era lângă mine, atunci nu cred că reușeam să nasc. Adică am simțit că mor la un moment dat și efectiv faptul că el era acolo mi-a dat putere și motivație să reușesc. Cu mine de mână a fost, într-adevăr, și pe noi ne-a ajutat foarte mult. Adică am ieșit mai sudați așa după toată povestea asta. Eu am fost copleșit așa. Adică la un moment dat, pur și simplu, te uiți în sus și n-ai ce să faci. E un sentiment de neputință. Te uiți, vezi a ta suferință și nu poți să ajungi cu nimic. Știi? Te uiți în sus și te rogi să se termine suferința odată. Și când te termină, e o bucurie enormă și o descătușare așa. Am stat în spital 3 zile și am venit cu el acasă și în spital, sigur că mai veneau asistentele, îl mai luau, îl mai aduceau. Am plecat cu el acasă și am rămas noi 3. Și l-am pus în pătuț acolo, noi ne-am culcat, ajungând acasă, ne-am culcat și noaptea, la un dat, a început să plângă. Și am trezit așa, ce se aude? Ce se aude? A fost primul moment când... Băi, stai mă, că mai e cineva în casa asta. Nu mai suntem numai noi doi, știi? Cum e o schimbare majoră. Ne-am activat instantaneu. Hai să vedem acum cum facem cu el, ce facem. Da. Trece foarte repede timpul ăla. Adică au fost zilele alea când el a fost micuț. Na, acum e... Îl țineam într-o mână la baie așa. Înainte să apară Iustin, ca și înainte să ne căsătorim, mie mi se părea... că știu toate răspunsurile, știu exact ce trebuie să fac. Nu e așa, copilul te surprinde prin unicitatea lui și prin felul lui de a fi. Și cumva, nu știu dacă 20-30% din ce credeam eu că aplic, am reușit să aplic, restul e la Domnul, e așa. Avem mare, mare noroc cu el că e foarte... ne iartă așa, știi, când mai... greșim și noi față de el, ba n-avem răbdare, ba suntem prea aprici, ba îl iubim prea mult, ba încercăm să le ducăm prea aspru. Extreme. Adică da, nu prea suntem echilibrați așa cu el și săracul, parcă el e mai înțelept decât noi. I-am și zis o dată în mașină și m-a surprins răspunsul lui care mi-a muiat inima instantaneu. I-am zis, băi tati, nu știu, m-a supărat el cu ceva, dăduse suc pe el sau nu știu, a făcut în mașină, a murdărit pe acolo. Și a spus, ți-am spus de atâtea ori să nu mai bei. Să bei cu grijă, să nu mai torni așa, că dai pe tine și murdărești aici. Era și un din ăla care murdărea, știi, ceva de morcov. Și m-am enervat, am țipat la el, l-am șters acolo și pe aia, pe drum, pe un sfert de oră m-am mai calmat așa și l-am întrebat în oglinda retrovizoare. Băi, tati, cum să facem noi să nu ne mai supărăm și să nu mă mai superi și să ne înțelegem și noi cum trebuie? A? Cum să facem? Să nu ne mai certăm. Da, să nu ne mai certăm. Și el zice... Să ne iertăm, tati. Știi? Un copil de 3 ani jumate, da. Știi? Da. Deci, este un mare dar să vezi lângă tine cum crește o viață, știi? Și vine cu varianta ei, știi? Vine cu felul lui, cu specificul lui, care te surprinde. Tu crezi că vine... Ia și de la tine, ia și din tine. Te surprinde și de multe ori ne dezarmează. Da. Justin. Clar. Păi nu se poate pune nimic în... Nu se compară nimic. În balanță cu o viață de om. Nici... Și bine, viața noastră de frumusețe, familie. Nici talentul, nici nimica. Cele mai frumoase toate trebuie momente. Să slujească vieții. Astea, talanții ăștia trebuie să slujească vieții. Să ceară ajutor de la Dumnezeu, că cred că rugăciunea unei mame aflate în criză, unei femei în criză de sarcină, cred că ei se ascultă rugăciunile. Siguranță. Dacă are înțelepciunea să se uite în sus, în primul rând. Pe lângă faptul că aș încerca să-i fiu alături cu ce se poate să o sprijin și să îmi ofer ajutorul, cred că aș sfătui eu să aibă curaj și încredere și să creadă că
clar, un copil nu poate fi perceput altfel decât ca pe un dar. Și un dar vine la pachet cu multe lucruri bune. Și atunci să creadă asta și să aibă curaj. Eu fac întotdeauna comparația cu generațiile de acum vreo 200-300 de ani. Și mă gândesc, frate, noi suntem băieți acum, avem 18 ani, avem 20 de ani, avem 25 de ani, avem 35 de ani. Noi mai suntem copii acum la 30 de ani. Păi Vlad Țepeș a luat tronul țării pe la 20 de ani, plus minus acolo. A luat o țară în mână, nu o familie, o țară, cu responsabilitățile unei țări, cu contextul ăla atât de complicat și de greu, cu dita Imperiul Otoman pe cap și cum știu. Și a luat țara, frate, la 20 de ani, că era bărbat. Adică îi se poate la 20 de ani să-ți manifesti pe deplin bărbăția. Adică biologic te-ai maturizat, poți să faci toate prostiile, da? A, dar și responsabilitățile nu le mai luăm acum sau cum? O păcăleală că bărbatul nu e bărbat decât la 40 de ani. Nu. E bărbat, perfect, adică hormonal te-ai maturizat, da? Înseamnă că ești întreg. Că e o luptă pentru viață, știi? Totuși, e o luptă pentru viață. Te lupți pentru ea să vină viața. A spus Părintele Iustin un lucru fabulos, care, pe cât de simplu, pe atât de cutremurător și cumva revelator. Zice, te gândești că un copil înseamnă un neam întreg. Nu știi din copilul ăla că se nasc după aia. Poate să mai nasc 1000 de oameni din el. Știi? Da. Adică tu nu-l lași, te oprești, ai oprit? Nu l-ai oprit numai pe el. Ai oprit un șir întreg de oameni după el. Viața este totul. Adică ce poți tu să faci mai mult ca om decât să participi și tu la creație, la perpetuarea vieții. Da, nu există ceva mai important de atât și mai măreț de atât. Și viața altcuiva poate aduce un aport mare în lume. Câți Eminescu s-ar fi omorât, câți Mihai Viteazu, câți, nu știu, câți bărbați de stat după care plângem acum, câți, nu știu, oameni care, medici, care tot plângem după ei sau... Vezi că în fiecare domeniu are câte o criză la noi în țară. În medicină e criză, în educație e criză, în sport e criză, în politică e criză, peste tot e criză. Pentru că nu sunt oameni valoroși. Sau sunt, dar nu sunt suficienți ca să se creeze o, nu știu, o emulație, să se creeze o generație care să facă diferența. Totul se face prin oameni, cu oamenii, prin oameni. Dacă lipsește o verigă, se rupe lanțul. Și atunci fiecare om e important. Nu știi ce aduce omul respectiv. L-ar fi pierdut pe Iustin. Ar fi pierdut pe Iustin și cu Iustin ar fi pierdut o lume întreagă. Chiar îi spuneam Mariei la un moment dat, nu chiar la început, nu mai știu, după vreun an, jumate, doi, când el a început să se manifeste și el e un copil foarte vesel, foarte vesel. Și mă uitam așa la ea și mă uitam la el și i-am spus, tu ți-ai putea închipui lumea fără ghindocul ăsta, care râde el și face cum face. Și cu siguranță lumea ar fi mult mai săracă fără el. Și cu siguranță lumea ar fi mult mai săracă fără orice copil vedem în jurul nostru. Și cu siguranță lumea este mai săracă fără copiii care nu s-au născut și trebuiau să se nască. Cum să nu ajuți o femeie aflată în criză de sarcină? Căci până la urmă, ce este mai frumos și mai important decât viața? Dă un sens vieții tale. Susține viața.